Există vibrații corecte, greșite, sunt vibrații înalte, joase, trecem prin toate. După părerea mea, e important să îți recunoști vibrații. Le simți, nu poți să fii nesimțit, dar ți le recunoști și ai acceptarea asta să se întâmple lucrurile așa. Tăia gura pe dinainte, la servici sau eu știu unde, pe stradă, acasă, și îți dai seama că sunt vibrațiile joase. Și ce faci? Ai o reacție. Deci ai o reacție la ce se întâmplă în jur și vibrând jos ai o reacție și vibrând sus ai alta. Foarte interesant. Și care e aia reacția? Da? E important. Și faci pasul, alegi reacția. Ai o reacție la ceva și uite cum ai sărit în altă lume și mergi mai departe. Foarte tare. Foarte important știi cum, să ai controlul asupra vieții, ei, să ai controlul asupra vibrațiilor tale, ce emani în lume. Foarte important. Când ai controlul asupra vibrațiilor, da, meditând și ai și controlul asupra vieții. Plus minus. Oricum, nu toate le știi prin ce trebuie să treci. Știe Universul mai bine, dar te dai și tu cu părerea câteodată, chiar dacă ai de toate gardurile.